Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Găsit, sunt Anca Grădinaru, continuăm seria interviurilor aniversare cu reprezentanții ai societății civile care schimbă România în bine. Invitată este astăzi Andrada Suciu de la Fundația Noi Orizonturi. Aniversarea Europa FM de 15 ani coincide cu a voastră, împliniți voi tot 15 ani, nu? Da, bună ziua, la mulți ani Europa FM și mulțumim foarte mult pentru invitație. La 15 ani contabilizați și voi deja o mulțime de succese obținute în urma implementării mai multor programe de educație non-formală, organizați de mai mulți ani tabere de aventură pentru copii, implicați profesorii în tot felul de activități non-formale. Da. Ce faceți mai exact? Fundația Noi Orizonturi a apărut în 99 și doi americani au venit în Valea Jiului, unde pentru prima dată au deschis o tabără de aventură pentru comunitatea locală. Dintr-o primă tabără care a pornit în 99 și era adresată tinerilor între 12 și 19 ani, tabără care se numește Viața. Ușor, la ora actuală, în 2015, avem două locații, una în Straja, în județul Hunedoara, iar a doua locație este în Băile Tușnat și ambele sunt sub umbrela Fundației Noi Orizonturi. În 99, cu tabăra Viața, ne-am dat seama că este un program în care copiii sunt încurajați să ducă mai departe cumva ceea ce au învățat. Valori morale, erau mult mai încrezător și mult mai curajoși să își spună părerile, să gândească mai creativ și să fie mai implicați în societate. Și am spus că, bun, dar ei pleacă din tabără, se duc acasă, este același context, părinții s-ar putea să înțeleagă, dar poate au nevoie de continuitate. Și așa a apărut un alt program pe care l-am dezvoltat, se numește programul Impact. Programul Impact lucrează cu profesori și tineri în școli, tineri din gimnaziu și liceu. Și primele cluburi care au apărut au fost în 2002, două cluburi în Lupeni, unul din care am făcut și o parte, se numea la vremea respectivă Kaizen, acum ar fi Impact, Impact 1. Și mi-aduc aminte cu mare drag că în fiecare săptămână aveam întâlniri cu lideri, așa le spunem noi. Erau acei oameni care ne facilitau o întâlnire în care povesteam, în care ne jucam, dar toată joaca și toată povestea respectivă ajungea în a identifica diverse nevoi pe care le aveam noi, copii, și ce vedeam în jurul nostru că ar putea fi schimbat. Și cine sunt acești lideri? Acei lideri, atunci când am început eu, în 2002-2003, aveam 13 ani, erau parte din stafful Fundației Noi Orizonturi. Astăzi, în 2015, avem în jur de 400 de profesori voluntari care lucrează în fiecare săptămână într-un astfel de club Impact. Sunt profesori români, nu? Din școlile de la noi? Da, sunt profesori români. Care se implică voluntari, am înțeles. Da, și fac asta cu foarte mare drag, pentru că dezvoltă proiecte care ajută într-adevăr comunitatea. Pot să vă dau, de exemplu, te rog, o inițiativă, să vă spun ce s-a întâmplat de curând. În Cluj-Napoca, un club Impact care a dezvoltat un super concept, se numește Gipstock, susțin concerte și activități outdoor pentru școala lor, cât și pentru comunitate. Tot evenimentul se dorește a fi o strângere de fonduri pentru copii care sunt din centre de plasament, copii care, din banii respectivi care se strâng la concert, reușesc să meargă într-o tabără care este organizată chiar de copiii din club cu profesorilor. Și așa ați ajuns la 1200 de copii din toată țara care se implică în activități, în vacanță sau și în timpul școlii? Activitatea este în timpul școlii, iar în vacanță venim și le oferim noi diverse modalități să-și petreacă timpul. Anul trecut am avut o foarte, foarte frumoasă acțiune, se numește Acțiunea Impacțiunea. Este întâlnirea națională în care toți profesorii care au activat în timpul anului, cât și tinerii, sărbătoresc și avem tot felul de activități pregătite pentru ei. Iar anul acesta ar fi cumva a doua ediție. Voi mergeți și la primari și îi convingeți să vă ajute sau să-i ajute pe tinerii din localitățile pe care le conduc ei. Ce ați făcut?
În momentul actual ne propunem să deschidem o nouă tabără într-o nouă locație, iar locația respectivă este oferită cu ajutorul primăriei din Valea Jiului, primăria din Lupeni, și ne sprijină cumva să construim acea nouă locație. Tot printr-un program Impact și prin proiectele de voluntariat pe care le fac tinerii și profesorii în comunitate, am primit suportul lor pentru a amplasa, de exemplu, limitatoare de viteză în oraș, care unde? Erau în apropierea unei școli, în Lupeni, în Valea Jiului. Era din perioada în care eram eu voluntar în club. Atunci aveam vreo 15-16 ani și mergeam destul de des la primărie, făceam lobby, le spuneam de ce ne propunem noi să facem asta și cum ar ajuta cumva școala care era în apropiere să nu să fie în siguranță. Voi aveți tot felul de acțiuni și în parcuri naționale? Am înțeles? Da. În Retezat, așa-i? În Retezat, un prim proiect la care am participat a fost să construim o toaletă ecologică pentru Parcul Național Retezat în zona Câmpușel și proiectul respectiv s-a tot derulat pentru că generații care au venit după ce am terminat eu au refăcut zona respectivă. Ce reacție au autoritățile locale? Vă susțin? Primarii? În momentul de obicei, în care... sau pur și simplu spun plecați de aici că am alte probleme mult mai importante de rezolvat? Avem parteneriate cu autoritatea locală și de exemplu la Cluj în școala Altfel este un program în care școlile timp de o săptămână interacționează cu diversi actori din societate și fac tot felul de ateliere sau merg în excursii. Anul acesta la Cluj-Napoca Fundația Noi Orizonturi împreună cu alți parteneri locali și primăria au avut câteva zeci de ateliere pentru profesori și pentru tineri și, într-adevăr, au primit suportul primăriei și autorității locale pentru că au avut nevoie de spațiu în aer liber, spații care sunt publice și am primit foarte mult suport din partea lor. Ai vorbit mai degrabă de Valea Jiului, de Cluj-Napoca, în alte zone? Avem la Iași, da, de exemplu, săptămâna trecută la Iași, unde avem un alt centru, un birou, au sărbătorit 10 ani. 10 ani de când au deschis primele lor cluburi Impact. Este o comunitate foarte, foarte mare și acolo. Pe lângă Iași, în Călăraș, în Constanța, și le avem cumva pe zone, în sud-vestul României, sud-sud-estul României, centrul nord-vest, în Oradea. Tu ești apropiată de vârsta tinerilor, poți să ne spui și din proprie experiență, dar și din programele pe care le susții, de ce au nevoie acești copii? Au nevoie de încurajare, să simtă că mediul în care își exprimă ideile este sigur. Faptul că ideile lor sunt auzite și nu doar auzite, ci și puse în practică, că nu ești judecat, că ai posibilitatea să fii creativ și ai suportul celor pe care îi admiri. Care, la urmă, cei pe care îi admir, în cazul meu cel puțin, cei pe care i-am admirat când am fost un astfel de voluntar, acum sunt chiar colegii mei. Și vreau să le mulțumesc pentru asta. Ați urmărit evoluția membrilor organizației voastre și după ce ies din programe, ce fac ei? Cum îi ajută? Da, în 2014 am format un nou grup în București care formează grupul alumnilor. Alumnii sunt cei care ies din programele Impact, sunt deja studenți, sunt deja angajați și la rândul lor încearcă să ajute mai departe programele, programul Impact și programul Viața. Acum în 2015, de exemplu, avem la activ câteva activități pe care le-am organizat să strângem fonduri pentru a ajuta cluburi din țară. Și o primă acțiune pe care o vom avea mai mare va fi odată la Școala Montessori, în data de 2 iunie, unde cu aproximativ 120 de copii vom realiza diverse activități cu grupul de alumni pentru a strânge bani pe care să-i oferim mai departe pentru 8 cluburi Impact.
și ei la rândul lor să facă cu bănuții respectivi, să facă diverse proiecte. Iar pe data de 4 iunie vom organiza o seară de film la Muzeul Țăranului Român, tot o inițiativă a alumnilor, prin care la fel se dorește să promovăm ce înseamnă un club impact și să-i ajutăm mai departe. Voi pregătiți și dezbateri, anunțați 3 teme prioritare de intervenție pe care le veți dezbate pentru susținerea educației non-formale, pornind de la o serie de nevoi deja identificate și colaborarea dintre participanții la cafenelele publice pe care tot voi le organizați. Da, 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 da. Care ar fi prioritățile educației non-formale în sistemul nostru de educație? Prioritățile în sistemul educației non-formale sunt foarte mult centrate pe a aduce cât mai aproape astfel de activități către conducere. Conducerea școlilor. Conducerea școlii, în felul în care ar putea, de exemplu, ministerul să susțină profesorii și conducerea cu diverse programe. Pe programul care se numește Educație Non-Formală, Non-Educație, este un proiect pe tema advocacy și ceea ce un grup de profesori, cât și reprezentanți din diverse instituții la nivel național, au dezbătut ideea de a oferi astfel de resurse pentru profesorii care lucrează cu educația non-formală. Inclusiv financiare? Financiare se pot calcula în bani, dar se pot calcula și în resurse care țin de proiecte sau cursuri prin care pregătesc profesorii să lucreze cu astfel de activități. Te întreb acest lucru pentru că știu că din acest an Ministerul Educației, de exemplu, a recomandat organizarea școlii altfel fără a mai cere bani de la părinți. Și în felul acesta mă gândesc că e greu de organizat astfel de activități non-formale. Da, chiar pe site-ul Ministerului în aprilie am propus un astfel de program care era gratuit pentru toți profesorii care vroiau să încerce diverse activități. Ele erau pe tematici ca angajabilitate, leadership, cetățenie activă și erau construite pentru a-l ajuta pe profesor să realizeze un atelier. Am înțeles. Andrada Sugiu, mulțumesc pentru invitație și mult succes! Mulțumesc și eu, la fel și încă o dată la mulți ani Europa mulțumim. FM! Mulțumim! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine!